Ferma bunicului. Autobuzul rula de-a lungul șoselei șerpuitoare, trecând în goană, pe lângă câmpuri verzi și ziduri de piatră. Cez mergea în vizite la ferma bunicului ei. Începuse vacanța de vară, ceea ce însemna că avea mult timp liber, și întotdeauna îi făcea plăcere să-și ajute bunicii. Ferma era mult mai interesantă decât dormitorul ei plictisitor. Când zări hambarul bunicului, gel se pregăti să coboare din autobuz. Ea îi mulțumi șoferului și porni pe cărare către fermă. Auzea de departe sunetul zgomotos al vechiului tractor roșu. Întotdeauna bunicul începea lucrul la fermă de vreme. Jazz!" strigă bunicul, încercând să acopere vuietul motorului. Mă bucur că ești aici! Bunica a plecat în oraș de dimineață, așa că am nevoie de ajutorul tău. Cezi zâmbi bucuroasă bunicului! Mă voi apuca imediat de lucru! Ca de obicei, bunicul fixase pe ușa hambarului o listă cu treburile pe care le avea de făcut Jez. Îi plăcea să adune ouăle din cuibar, dar nu era atât de încântată de curățatul cotețului porcilor. Prima sarcină să adune ouăle. Apoi fă curățenie la porci, apoi dă mâncare la vaci, udă roșiile și pregătește prânzul. Dar toate treburile trebuiau făcute și bunicul nu reușea singur. După ce a adus un coș din bucătărie, Jez s-a îndreptat spre cotețul găinilor. Acestea ciuguleau boabele de porumb și alergau fericite prin curte. Jez adună cu grijă ouăle din cuibar. Bunicul vindea ouăle, laptele, legumele și carne de la animale, la magazinul său din fermă. Gata! Am terminat, spuse Jez, în timp ce se uita la duzina de ouă din coș. Următoarea treabă de pe listă era să curețe cotețul porcilor. Din fericire, animalele zburdau pe afară, astfel încât Jez putu să-și îndeplinească misiunea în liniște. Ea a adunat balega într-o roabă goală, Știa că bunicul ei o va folosi ca îngrășământ natural pentru a ajuta legumele să crească. Gata! Am terminat! răsuflă ușurată Jez, ștergându-și sudoarea de pe frunte. Următorul punct de pe listă era să hrănească vacile. Bunicul avea o cireată de vaci din rasa Frietnien, Acestea dădeau cel mai gustos lapte băut de gez vreodată. Mugind puternic, vacile se îndreptară spre Jez în timp ce ea răsturnă găleata cu sfecă de zahăr, desertul preferat al acestora. Gata! Am terminat le legănând găleata goală în timp ce vacile ronțeau motos sfecla de zahăr. Purtica lui chiar chioră tare. Mai am ceva de făcut înainte de prânz. Jez deschise ușa imensei sere de sticlă și o învălui instantanent un miros plăcut de pământ. Pătlăgelele roșii și galbene atârnau strălucitoare pe plante, precum decorațiunile de Crăciun. În seră era cald, iar roșiile creșteau foarte bine la căldură. Jez a apăsat un comutator și aspersoarele speciale din tavan au început să împrăștie apa, udând plantele. Bunicul avea o mulțime de utilaje speciale la fermă, cum ar fi cultivatorul pe care l-a folosit pentru a face rânduri îngrijite pentru plantarea legumelor. Gata, am terminat, zâmbi în timp ce se îndrepta spre bucătărie. A, ultimul punct de pe listă, spuse gez. Putea vedea prin fereastră că bunicul aproape că terminase de a arat câmpul, pregătindu-l pentru plantarea sfeclei roșii. Cu atenție, Jez a pregătit sandvișuri cu ouă și roșii și câte un pahar cu lapte rece ca gheața. Jez zâmbi, gândindu-se de unde provine fiecare aliment. De la găină aveau ouăle gustoase, de la vaci laptele proaspăt, iar roșiile din seră erau, creșteau mai bine cu ajutorul îngrășământului provenit de la porci. Gata, am terminat, a exclamat Jez, pornind cu tava spre câmp. Jez și bunicul stăteau în vechiul tractor roșu, mâncând sandvișuri și bând cu mare plăcere laptele rocoritor. La auzul scomotului făcut de autobuz, au întors capul. Bunica venea de la oraș, cu plasele încărcate de cumpărături. Ferma le furniza o mulțime de alimente, dar mai aveau nevoie și de alte produse, cum erau cele pentru curățenie. Ai muncit din greu în această dimineață, Jez. Mulțumesc foarte mult pentru ajutor, a spus bunicul, zbârlindu-i părul lui Jez. Ți-ar plăcea să mergi în tractor, cu mine pentru restul zilei? Da, cu mare bucurie, a răspuns Jez cu entuziasm. Îi plăcea să ajute la treburile fermei, dar îi plăcea și mai mult să petreacă timp cu bunicul ei. V-a plăcut povestea, copii? Voi ce alte alimente știți că putem obține de la animalele din fermă? Excelent! Pe curând, copii!